Suntem din nou împreună și vorbim de oamenii din spatele medicilor de urgență. Ori spuneam, dacă ți amintești o zi din asta, nu știu, care ți-a rămas în memorie, o zi urâtă din punct de vedere al profesiei tale. Da, sunt situații și situații. Mi-aduc aminte de un eveniment de acum 10 ani de zile, cred că 10 ani, poate 11, când chiar la o zi după Paște a fost un incident în cimitirul central, o piatră de mormânt s-a desprins și a picat peste un copil. Când am ajuns, avea copil? 6-7 ani. Era cu bunica lui, părinți medici. Am ajuns acolo, propriu-zis, din start se observa că erau leziuni incompatibile cu viața, traumatism cranian sever. Problema este de aparținător, de anturaj și de că trebuie să faci ceva. Inima mergea. S-a pus EKG-ul, inima mergea. Am ajuns la un teatru de primiri urgențe, de pe moților. Propriu-zis, ne-am adunat în acea cameră de gardă, medicii de acolo, eram noi, a coborât ateistul, a coborât chirurgul, ne uitam și ne dăm seama că nu putem face nimic pentru acel copil. Iar bunica era afară și aștepta. Atunci îți dai seama că, de fapt, nu poți face orice. Simțeai așa o neputință? Simțeai o limitare. Uh-huh. Simțeai o limitare și chiar o frustrare, la un moment dat. Ăsta a fost un moment în care ți-a venit să renunți la meseria asta sau nu? Nu, niciodată nu m-a venit să renunț, numai că a fost una din acele zile în care ai un pic de, să nu zic lehamite, ar fi puțin cam sever, dar într-adevăr cam așa ceva. Și ți-aduce aminte frecvent de ziua asta? Îmi aduc aminte, dar mi-aduc aminte dacă sunt cazuri similare, că nu vârsta contează. Poți să mergi la o persoană care ai îngrijit-o mai mult timp și care moare sub ochii tăi. Totuși era un puș de 6-7 ani. Exact. Și invers, dacă punem întrebarea invers, ca să fim mai optimiști. Gili, un moment în care să simți, uite, asta e de fapt ce mi-am dorit, nu regret nicio secundă, ăsta e locul meu, ăsta e pentru mine. Simți să fi trăit așa ceva în ultima perioadă? Pentru mine, momentele astea sunt absolut în fiecare zi. Deci, oricât de grea a fost ziua, oricât de mulți pacienți am văzut, oricât de multă nebunie, agitație și haos, eu de obicei plec din urgență zâmbind, mulțumită de mine și extrem de liniștită. Ce te face să simți că merită să fii acolo? Faptul că am ajutat, faptul că pentru X pacienți în ziua respectivă eu am putut să fac o mică diferență, fie că a fost un caz simplu sau un caz mai complicat. Poate nu am făcut foarte mult, poate am dat un simplu medicament care a cupat o durere pentru câteva ore, dar omul care pleacă și îți spune mulțumesc și vezi că se simte mai bine și e mai ok, pentru mine contează foarte mult. Îți amintești așa o reacție mai emoțională din partea unui pacient sau unui aparținător care să-ți fi spus ceva sau să-ți da, fi făcut un gest? Da, acum, săptămâna trecută, cred că a fost o doamnă foarte drăguță de care mă ocupam, văzându-mi ecusonul, mi-a spus, să știți, mie îmi place foarte mult de dumneavoastră, sunteți foarte drăguță, vă cheamă ca pe mama mea și am încredere în dumneavoastră. Și a fost așa extrem de simpatică doamna și în toată nebunia și vânzoleala din jur a fost un moment extrem de drăguț. Știi că aveam o strângere de inimă să te întreb chestia asta, ai spus că cu punctajul pe care l-ai obținut la examenul de rezidențiat, puteai să iei o altă specializare. Mi-aduc aminte și eu sentimentul pe care l-am avut când am spus că am devenit psihiatru și oamenii se uitau și ziceau, aha, că n-am devenit și eu un chirurg, un ceva. Și știu că e destul de dureros. Ce spui acum? Compensează regretul ăsta că unii oameni poate nu înțeleg că cineva poate alege un lucru pentru că îl simte pur și simplu? Compensează și de fapt e singurul lucru care contează. Tatăl meu nu a vorbit cu mine vreo 2 săptămâni după ce mi-am luat urgențe, nu a înțeles și în continuare nu înțelege și ești surprins când îi spun, da, e frumos, îmi place, mă simt bine, e ceea ce îmi doresc. Toată lumea e extrem de convinsă că e alegerea potrivită pentru mine, el încă mai are rețineri. De ce crezi că n-am înțeles? Pentru că medicina de urgență în momentul de față e într-un fel cenușăreasa specialităților. Colegii mei s-au oferit, lumea de obicei se frește, e extrem de mult de muncă. E consumantă. Da, deci multe ore, intensitate da, mare. Astea sunt motivele. Financiar nu compensează și dacă nu ai un cabinet unde să stea lumea la coadă și să zică să rămână domnul doctor, lumea are impresia că nu contează.
depinde ce e important pentru tine. Da, categoric. Știi că eu sunt foarte pornit pe chestia asta de multă vreme și am fost mereu uimit, nu știu, să constat un lucru. Adică petrecem la serviciu 8-10 ore pe zi uneori, mai mult de o treime din viață. Dacă în astea 8-10 ore pe zi facem un lucru care nu are nicio legătură cu noi și care nu ne reprezintă și care nu ne place, nu știu, adică e un coșmar, abar n-am. Dacă facem un sondaj pe stradă din 10 oameni, câți oare lucrează într-o profesie care chiar simt că e profesia lor? Și e o chestie foarte tristă, mi se pare. Bun, Horia, vreau să mai întreb un lucru. E așa în timp, tu simți în timp un fel de uzură, un fel de, nu știu, degradare psihică a ta datorită acestei profesii foarte, foarte stresante? Nu, personal, se întâmplă ceva în timp cu oamenii? Nu simt, dar să știi că am avut colegi care s-au retras sau colegi care au intrat în anumite vicii. Și vorbim aici de alcool. Și să nu uităm acel film al lui Nicolas Cage, care era lucrat pe o ambulanță așa. Și care, parcă așa era, la un dat că ajunge dependent de droguri sau... Se întâmplă lucruri din astea, din cauza stresului? Sau depresii, sau lucruri, nu știu, tentative de sinucidere ai auzit să fie la vreun coleg? Și acum spun sincer, sau... mai ales că știi, e și specialitatea ta. Eu cred că e ceva compensator pentru acea adrenalină. Nu depresii, nu tentative de suicid. Trecere în niște extreme, gen alcoolism sau substanțe. Oamenii ăștia sunt mai de viață așa decât alți oameni? Adică știi, voi practic vedeți cât de ușor am putea fiecare dintre noi poate să murim mâine, poimâine, nu știe nimeni ce se întâmplă. Și chestia asta vă face să fiți mai, mai pentru moment, mai... Îți dai seama cât de fragilă este viața. Indiferent de vârstă și indiferent de zi. Vezi accidente la oameni tineri, mergi la accident și am fost la accident în care un prieten de-a meu s-a răsturnat cu mașina și a murit. Și nu știam, atunci mergeam la accident. Și l-ai recunoscut acolo în timp? Bineînțeles, am recunoscut mașina. Deci sunt evenimente care... Tu te fac să încerci să trăiești viața ca și cum, acum nu chiar, ca și cum fiecare zi ar fi ultima. Știu, asta mi se pare incredibil. Acum vreau să te întreb lucrul ăsta, că sunt foarte, foarte curios. Deci tu ai mers la acest accident, nu știai că e un prieten de-a tău. Cum ai reacționat când l-ai văzut? Pe moment nu am reacționat negativ. Am zis, ok, hai să-l punem, să vedem ce este. Era deces, începem resuscitarea, intubat tot, n-a reușit. De-abia pe urmă, la 2-3 ore, am început să realizez și cred că atunci mi-am luat și 2 zile liber. Deci sunt evenimente care te marchează. Convins. Dacă vedeți în fiecare zi oameni care mor și, nu știu, constatați de fapt câte se pot întâmpla pe lumea asta, voi nu aveți o frică că vi s-ar putea întâmpla și vouă un accident sau pur și simplu, nu știu, o boală gravă sau ceva? Paradoxal, nu. Probabil pentru că avem și încredere și în cei de lângă noi că în momentul respectiv cineva o să sară și pentru noi. E o mare păcat să-ți fie teamă de ceva ce nu poți controla. Nu avem de unde să știm ce o să se întâmple și ce o să fie, așa că cele 10 ore sau câte ori fi până se întâmplă respectiv eveniment... Continuăm discuția cu exact cu elementul de care vorbeam acum. Aș vrea să vedem ce părere au oamenii obișnuiți despre uzura unei profesii atât de grea cum e cea de medic de urgență. Haideți să urmărim un reportaj de pe stradă. Credeți că sunt afectați în timp de acest loc? Și cei care sunt, fiindcă au o muncă destul de grea, o răspundere... Și într-un ritm foarte rapid trebuie să miște, asta e ca o muncă destul de grea. Și ar trebui să fie foarte bine plătiți, dotați cum trebuie. Păi, vă dați seama că de afectați sunt afectați, fiindcă sunt o fel și fel de oameni care au tot felul de caracteristici, fiecare are felul lui de a fi și nu e ușor nici să lucrezi cu oamenii. Că este afectat o persoană care lucrează în acest domeniu în timp? Cred că este o slujbă foarte grea. Adică sunt convinsă de acest lucru. Păi cred că nu mai are viață personală, părerea mea. Fiind toată ziua pe drumuri, având cazurile care sunt. Credeți că este afectat o persoană care lucrează în acest domeniu? Cred că e o presiune psihică foarte mare pe ea și bănui că relațiile de familie sunt tensionate la astfel de persoană. Deci aș recompensa mai mult decât
alți colegi sau colege din medicină care nu lucrează sub această tensiune. Recompensă financiară și de altfel. Suntem din nou împreună și vorbim cu doi medici de urgență despre oamenii din spatele acestei profesii foarte grea. Oamenii spun că nu aveți viață personală și că, nu știu, e foarte greu cumva să le împărțiți. Voi duceți acasă problemele astea pe care le vedeți, lucrurile pe care, cu care vă confruntați, fiindcă știu că în meseria mea e foarte, foarte important, eu ca psihiatru, atunci când închid ușa cabinetului, e foarte important să lați toți oamenii acolo pentru a-i revedea doar a doua zi. Altfel e foarte riscant. Voi cum faceți cu asta? Încercăm să lăsăm tot ce se întâmplă la poarta casei. Și de ce zic asta? Te duci acasă și parcă altfel îți săruți copilul și parcă altfel, nu știu, vrei să petreci timpul cu familia și cu să dai tot ce poți din tine, tocmai pentru că știi că e așa fragilă viața și poate a doua zi nu te mai întorci acasă. E o senzație tare ciudată. Și puteți să le împăcați? Adică merge o relație de cuplu, poate să fie armonioasă într-o asemenea meserie? Cu foarte multă organizare și să fii bine orientat, să știi ceea ce vrei. Aveți timp de prieteni, aveți timp de ieși la o bere? Absolut. Dar eu funcționez cu, de exemplu, cu un planner lunar, în momentul în care primesc programul pe o lună, în cele 10 sau 12 zile libere pe care le am, profit la maxim, programez toate cafelele, toate întâlnirile, ești munca de voluntariat. Ești la un suc într-o seară, știi exact până la și 3 minute stau? Nu, știu când plec la bere, când mă întorc, rămâne de văzut. Programăm mai multe cafele a doua zi. Ok, mă bucur că undeva totuși te destins în momente în care mai uiți poate un pic de toată povestea asta. Fluxul de pacienți fiind foarte mare, ar fi un pic cam complicat să rămâi atașat de fiecare om pe care îl vezi. Încă ceva, poate mulți dintre voi n-am imaginat că voi, confruntându-vă cu boli din astea, nu știu, infarct și toate lucrurile astea, oare bagatelizați bolile astea mai puțin grave, nu știu, o problemă cu spatele, cum îi priviți pe oamenii care vin la urgență cu o chestie minoră? Bine, ei nu știu că e o chestie minoră, dar vă îi tratați cumva mai superficial sau vă gândiți, uite, vine și ăsta cu și-o luxat degetul când înainte au avut unul, nu știu ce. Aveți genul ăsta de percepție? Încercăm să nu, chiar dacă uneori e greu și poate suntem obosiți și munciți în ziua respectivă, încercăm să fim acolo pentru fiecare pacient, dar ceea ce pentru noi e o rutină și știm exact protocolul care va funcționa așa pentru respectiva boală, pentru acel pacient e o durere acută, e o problemă foarte serioasă și s-ar putea să părem a fi reci și nepăsători, pe când doar noi de fapt urmăm un protocol care știm că va funționa. Aici e o mică discrepanță. Îmi amintesc că cunoșteam pe cineva care lucra în domeniul oncologiei și acolo sunt oameni cu cancer, cu metastaze, cu oameni care mor și așa și avea o relație de cuplu, era o domnișoară și spunea că are uneori probleme cu prietenul ei pentru că omul mai făcea câte o răceală și ei se părea atât de banal, adică, bun, ai și un pic de febră, te doare gâtul, ea vedea în fiecare zi oameni care, nu știu, se usucă pe picioare sau... De asta întrebam. Revenim după publicitate și aș vrea să vă întreb un lucru poate mai controversat. Sunt situații în care voi, ca medici, ați fi de părere că n-are rost să ajutați pe cineva și că dacă ați face-o, ar rămâne cu niște sechele în timp și totuși aparținătorii sunt de altă părere. Mi se pare foarte greu de hotărât în astfel de momente. Vorbim asta după reclamă. Revenim!